Accidentul a avut loc pe drumul național 7 în localitatea Călinești din Argeș. Șoferul de 70 de ani al unui autoturism în care se aflau 8 persoane a vrut să întoarcă și a fost lovit în plin de alt autoturism care îl depășea. În urma impactului extrem de violent, 9 persoane au ajuns la spitale, între ele 2 copii care au fost duși la pediatrie. Evenimentul rutier s-a comis pe drumul național 7, raza comunei Călinești, județul Argeș. Conducătorul autoturismului marca Volkswagen, în timp ce se deplasa pe relația Topoloveni către Pitești, nu s-a asigurat corespunzător la efectuarea manevrei de întoarcere. În aceeași direcție de mers rula un autoturism marca Audi, cu care a intrat în coliziune. În autoturismul Volkswagen se afla conducător auto și 6 pasageri, deci un total de 7 persoane, toți fiind victime din evenimentul rutier și transportați cu ambulanțele la Spitalul Județean Argeș în vederea acordării de îngrijiri medicale. Totodată și conducătorul autoturismului marca Audi, fiind singur în autoturism, a fost preluat de echipajele de prim ajutor și transportat la Spitalul Județean Argeș. 7 ambulanțe de la Serviciul Județean și de la SMURD, plus echipajul de victime multiple, au fost trimise la locul accidentului. În autoturismul lovit se aflau 4 femei, dintre care 3 gravide. La noi au fost aduși 6 adulți, doar bărbați și 4 femei. Cei 2 bărbați au avut amândoi contuzii toracice forte. Sunt în regulă, sunt în cursul efectuării de investigații radiologice de bază. Iar femeile, una a fost în stop cardiorespirator, a fost resuscitată. Se pare că fătul nu a reușit să supraviețuiască. În acest moment este internată ca politraumatism în secția de ginecologie. Altă femeie a fost internată tot la ginecologie, tot gravidă fiind, cu o sarcină, este posibil să fie vorba de o ruptură sau o deslipire de placentă. O altă femeie este acum în operație cu hemoperitoneu, adică a avut o hemoragie internă, iar celelalte 2 sunt internate în secția de ginecologie cu contuzie toraco-abdominală. Toți pacienții au fost investigați la unitatea de primiri urgențe. Din cauza rănilor foarte grave, 2 gravide au murit și odată cu ele și fetușii aflați în pântece. În aceeași situație a fost și bebelușul nenăscut de 8 luni al unei femei aflate inițial în stare de inconștiență, care a fost readusă la viață și acum se află în secția de anestezie, terapie intensivă, în stare de comă. Din cauza acestui accident, unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean a devenit arhiplină. Ceilalți pacienți au fost direcționați către Spitalul Militar din Pitești. Pe numele șoferului imprudent a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Traficul a fost blocat mai bine de o oră pe drumul vechi între Pitești și București.